Scene amuzante, dar și șocante pentru trecători. Un tânăr a fost surprins gol pușcă în timp ce alerga pe străzi. Ulterior, acesta a ajuns și în parcarea unui centru comercial, iar de aici a fost preluat de polițiști, care abia după câteva ore au reușit să-l identifice. Oamenii legii au avut misiunea de a identifica cine este bărbatul care a alergat dezbrăcat pe stradă. Bărbatul a fost văzut atât în Dumbrăvița, cât și în parcarea unui centru comercial. Protagonistul a fost filmat cu telefonul mobil de oamenii din zona. Pare derutat. Într-un final, polițiștii au reușit să-l identifice pe bărbat. Acesta locuiește pe străzile din Timișoara și are 27 de ani, însă urmează să fie internat la o clinică de psihiatrie.